10. De ce astea poate începe de la ora 10? Da, bună ziua tuturor! Mulțumim pentru faptul că ați înțeles. Întârzierea a fost realmente obiectivă, ocazionată de evenimentele privind Ziua Dreptului Național. Mulțumesc lui Marcel Boros și Florica Chirecheș, care sunt aici prezenți și care au pus suflet în acest proiect încă înainte ca eu să vin în primărie. E de mulțumit fiecare coleg care s-a zbătut pentru realizarea acestui proiect, de la ideea inițială, la scrierea proiectului și cererii de finanțare, până la acest moment la care am ajuns astăzi, acela al finalizării lucrărilor. Este un proiect care vine să consolideze infrastructura socială a orașului și vine să crească nivelul de calitate a celor care beneficiază de serviciile sociale din partea municipiului Oradea. O să vedeți aici lucrări de calitate bună. Curățenia încă nu e la nivelul corespunzător, n-am reușit să facem curățenie, dar se va face și acest lucru. Lucrările au fost semnificative în sensul în care, practic, nici măcar pereții inițiali nu au rămas, pentru că s-a regândit totul, s-a recompartimentat totul pe funcțiuni diferite, pe apartamente semnificativ mai mari. Dacă inițial o cameră avea aproximativ 20 de metri, acum un apartament cu o cameră are 39 de metri și are fiecare apartament baia lui proprie. Sunt și apartamente cu două camere care au 59 de metri pătrați. Întreaga clădire este izolată termic. Avem și un sistem de panouri solare pentru eficientizarea energetică. O să vedeți că este și mobilat și ceea ce e făcut aici în jur a făcut parte din proiect. 12 locuri de parcare, spațiu verde, spațiu de joacă pentru copii. Au fost două firme care au lucrat aici, în centru de cazare temporară 2, firma Simbac, și în centru de cazare temporară 3, firma Abednego. Din economiile care au fost făcute pe parcurs, au fost ulterior executate și lucrări de consolidare în subsol. Nu erau prevăzute inițial în proiect, dar ca urmare acestor economii realizate s-au putut face aceste lucrări. Valoarea contractelor este de 3 milioane de lei pentru cel de cazare temporară 2, 3 milioane jumătate pentru cel de cazare temporară 3. Este o finanțare în cadrul programului operațional regional, cota de contribuție a municipiului Oradea fiind de doar 2%. Cam atât am avut eu să vă spun. Vă stăm la dispoziție pentru întrebări și rog și pe ceilalți doi și eventual pe colegii mei să vă spună câteva cuvinte dacă doresc. Eu aș vrea doar să spun că sunt foarte bucuroasă să particip la această inaugurare, chiar că am aflat cu câteva minute în urmă și mi-am amânat o audiență ca să pot să fiu aici și să văd finalul acestei lucrări. Este ultimul dintre centrele sociale, din câte știu eu, care se inaugurează acum și mă bucur pentru toate familiile care vor beneficia de condiții mult mai bune de locuit și prin faptul că este un centru care are și un partener social, ei vor putea beneficia și de consiliere și informare, lucruri foarte, foarte utile. Este un lucru extraordinar că putem să ajutăm familiile active, cu siguranță sunt și familii cu copii aici. Din câte știu eu, selecția beneficiarilor s-a încheiat, da? Și s-a făcut pe criterii absolut transparente, pe baza unui set de criterii obiective, pentru că, sigur, nevoile sunt foarte mari.
dar am profitat de orice posibilitate pe care am avut-o în perioada respectivă pe fondurile care au fost pentru 2007-2013 să putem să schimbăm fața acestui cămin. Uitam aici la poze și într-adevăr o poză face mai mult decât 1000 de cuvinte, așa că e o zi de sărbătoare astăzi și vreau să vă spun că tot vin de la Parlament că avem acum în lucru un program, deci Partidul Național Liberal lucrează la un program de sprijin a familiilor active din România, care este un program foarte complex și care sperăm noi că în momentul în care va fi finalizat, va fi implementat și va fi foarte bun pentru familiile care chiar doresc să lucreze de la îngrijirea copiilor, la spații de locuit și așa mai departe. Eu vă mulțumesc și felicit pe colegii mei care au lucrat, cei din direcția de proiecte. Sigur că voi primi și criticile, dar și felicitările vi se cuvin în bună măsură. Aș vrea să vă spun și eu câteva cuvinte. Întâi de toate trebuie să-i felicit pe foștii mei colegi și să le mulțumesc că, deopotrivă că au reușit să ducă aceste proiecte de infrastructură socială la bun sfârșit. Proiectele, să știți că în implementare nu sunt dintre cele mai simple. Un proiect de infrastructură de obicei este mult mai complex decât un proiect din domeniul resurselor umane sau altele asemenea. Trebuie să vă spun că din punct de vedere al confortului, mai înainte am fost și am vizitat camerele unde urmează să locuiască cei care vor fi beneficiarii centrului. Eu personal la București stau într-o locuință de protocol, dar gradul de confort de aici este net superior acelui grad de confort pe care l-am în locuința de protocol. Câteva lucruri despre ideea de proiect. Să știți că a apărut în anul 2008. Atunci colaboram cu doamna deputat la proiectele pe care am pus bazele atunci, eu zic că unui portofoliu de proiecte de infrastructură socială destul de semnificativ pentru municipiul Oradea și că de la ideea de proiect până la recepția finală, uitați că durează 7 ani de zile. E o muncă care presupune multă tenacitate din partea colegilor și de aceea dacă îi mai vedeți uneori că mai greșesc în implementarea de proiecte, trebuie să îi și scuzați, fiindcă greul este pe umerii celor care implementează proiectele. De asemenea, mă aduc aminte că trebuia să asigurăm funcționalități independente pentru centrul de cazare, de aceea a apărut centrul de cazare, cred că 2 și 3 sau, mă rog, nu cred că are relevanță numărul lor, dar fiindcă intensitatea maximă a finanțării era de 3 milioane și jumătate de lei, atunci a trebuit să gândim o soluție prin care întregul cămin să fie astăzi reabilitat. Așa a apărut cele două centre de cazare. Ce vreau să subliniez în acest context este faptul că în faza în care se concep proiectele și ulterior în implementare, trebuie întotdeauna să ai soluții care se adaptează cel mai bine condițiilor finanțatorului și cred că cel mai mare succes este ca să îl poți duce la bun sfârșit și să beneficieze de servicii celor cei care le sunt destinate beneficiarilor pe care am înțeles că deja au fost selectați. Îi felicit încă o dată și trebuie să le urăm mult spor și pentru celelalte proiecte pe care le au în implementare. Anul 2015, vă spun în calitate de director general al Agenției de Dezvoltare Nord-Vest, este un an crucial pentru municipalitatea Oradeană. Celelalte proiecte trebuie să fie duse la bun sfârșit până la sfârșitul anului 2015. De aceea le ținem unii și le urăm succes. Mulțumesc! Da, mulțumiri speciale pentru Mihaela Nea, care a fost și a rămas încă managerul acestui proiect. Îi mulțumim și lui Horea Drog, care de fiecare dată arată înțelegere și sprijin. Acum vă stăm la dispoziție. Până la urmă, care au fost criteriile de atribuire și câte persoane vor locui aici? 162 de persoane vor locui. Criteriile au fost complexe,
Ele au trecut prin Consiliul Local, persoanele care au fost astfel desemnate. În primul rând, a contat ca familiile respective să facă dovada că au venituri constante ca să poată să suporte cheltuielile și în același timp să poată să asigure o garanție că vor asigura păstrarea în condiții normale a ceea ce e aici. Adică familii relativ bine închegate. Va exista un administrator aici al întregului imobil pe care îl va pune la dispoziție și va fi angajat al celor de la AIO. A contat și situația concretă a fiecarei familii, spre exemplu familiile care au ajuns să nu mai aibă unde să stea din cauza retrocedărilor și a faptului că au fost evacuați, a fost un criteriu al prioritizării. În esență nu am avut niciun fel de contestație sau nemulțumire atunci când s-au stabilit aceste criterii. Și de când vor fi ocupate locuințele? Imediat, în perioada următoare. Acum am spus că mai sunt niște detalii de curățenie. Facem predarea efectivă către AIO, da? Și atunci ei vor administra acest imobil cu tot ceea ce trebuie. O să vede? Da. Câte apartamente sunt în cele două? Sunt 4 apartamente cu câte două camere. 14 apartamente cu o cameră în 2 și 19 cu o cameră în 3. E un birou de consiliere în fiecare dintre. În fiecare un spațiu pentru creație sau cum să spun. Spațiu pentru creație. Dar mergem să vă arătăm la fața locului și oricum vom comunica toate informațiile. Nu se percepe chirie. Pentru tine peste 100% față de salar. Pentru tine. Și cât timp poți să te alți? Este un spațiu de cazare temporară, ceea ce va presupune regulamentul anterior. Am avut 2 ani maxim în care vor putea locui aici, cu posibilitate de prelungire a contractului. Până când vor reuși să își adune suficienți bani astfel încât să-și poată cumpăra o locuință proprie sau să aibă avans pe o locuință proprie. Și dacă asta nu se întâmplă nici peste, nu știu, 3, 4, 5 ani, atunci vor intra din nou în acele criterii, în evaluare, vor participa la un nou proces de evaluare și dacă condițiile concrete duc spre ideea că pot rămâne în continuare, vor rămâne în continuare, dar de data asta în baza unei noi evaluări. Deci ideea este că avem un partener social și pentru că se dorește integrarea lor și cumva sprijinirea lor să nu fie dependenți, ci să devină independenți. Și atunci să știe că aici au restat doar puțin și să fie bine dacă e o familie unde sunt 2 copii la salariu minim pe economie sau poate mai puțin, în mână, poate nu reușesc nici măcar să trăiască de la unul la altul, nu să-și mai pune deoparte pentru avans, pentru locuință. Asta e realitatea românească. Da, doar că acum acestea sunt criteriile pe baza cărora s-a acordat finanțarea și vom vedea ce vorbim de spații de cazare temporară și atunci nu putem permanentiza. Și câte solicitări au fost în locuință? Ei, solicitări sunt foarte multe în permanență, dar am spus, acotat acest criteriu esențial al realizării unor venituri în caracter de constanță. Dacă veți vedea ce a fost aici în trecut, veți da seama că este important și să facem o selecție pe niște criterii care să ne asigure că în cea mai mare parte, ceea ce s-a investit aici și rămâne la locul lui. Băi, erau comuni aici. Acum fiecare are baie și bucătărie proprie. Da. Haideți să vedem despre ce e vorba și mai putem discuta dacă nu mai sunt întrebări.